Sunt două aspecte pe care trebuie să le diferențiem. Să nu ne îngrijorăm. Îngrijorarea produce ceea ce numesc specialiștii stres, adică produce o stare sufletească în care omul nu mai gândește bine, nu vede soluția, nu se mai poate odihni, nu se mai poate controla reacțiile. Și asta vine, este o reacție a organismului, psihică și cu consecințe fizice asupra trupului și asupra executorului dorințelor și nevoilor noastre. Se acumulează tot felul de hormoni și tot felul de substanțe pe care ne comandăm să se producă, pentru că avem nevoie de putere și de energie, și nu facem. Deci dacă mă îngrijorez, eu produc niște hormoni care să-mi dea putere să schimb situația, și eu nu schimb situația, ci doar mă plâng. Și sunt încărcată dublu și cu aceste substanțe care ar trebui să fie activate, să fie puse la treabă, să mă pună la treabă. Este o adevărată artă ca să ai grijă de toate și să nu te îngrijorezi. Această artă este arta de a te lăsa iubit și de a profita de cine te iubește. Ne pricepem puțin, de exemplu, să ne descărcăm de stres în preajma celor dragi. Știm că mama ne iubește destul de mult încât să ne permitem să îi răspundem mai urât sau să fim mai furioși. Știm că soția ne rabdă mai mult decât șeful și ne descărcăm de surplusul de adrenalină pe care îl facem rost la slujbă acasă, că știm că ea ne înțelege mai bine. Ei, acest lucru este rău pentru persoana iubită. Dar sunt mulți oameni care spun: bine că a spus acasă. Cunosc o doamnă care zice: bine, măicuță, că a strigat la mine și nu la șeful, că îl dădea afară și cine făceam noi fără salariul lui. Așa eu îl înțeleg, îl iubesc și rab. Ar trebui să învățăm din acest lucru și să profităm de înțelegerea și de puterea iubirii a lui Dumnezeu care ne iubește și să îi le spunem toate, chiar în clipa în care suntem chinuiți. Doamne, Tu ai zis să nu mă îngrijorez, dar iată, eu sunt speriată, iată, eu sunt neliniștită, iată, nu pot să-mi stăpânesc acum. Atunci, în momentul acela, n-ai putea Tu să faci ceva? Și vom fi uimiți văzând câte poate Dumnezeu să facă. Dar noi îl uităm, mai degrabă îl chemăm pe diavolul, mai degrabă blestemăm în momentele de durere, de suferință. Adică o gură de alcool îmi dă o stare mai bună, o substanță mângâietoare îmi dă o stare sufletească mângâietoare, dar e ca și când unui om flămând i-am dat gumă de mestecat. Amestecă o dată, amestecă de două ori, de trei ori, o săptămână, două, și moare de foame, pentru că guma de mestecat nu ne hrănește. Și atunci omul ar trebui să descopere că degeaba am băut, că necazul n-a dispărut, că degeaba m-am tranquilizat, că problema n-a dispărut. Pe când Dumnezeu ne oferă o mângâiere mult mai mare decât alcoolul. O stare de beție chiar, să îndrăznească cineva să primească Duhul Sfânt, cum spun Sfinții Părinți, și va vedea beția cea adevărată. Dumnezeu ne dă mâncare mult mai substanțială, care nu putrezește și nu este, este trupului și sângele Lui. Dar pe noi niciun psiholog și niciun sfătuitor nu ne învață cum să facem ca să nu murim de foame, să nu murim de frică. Dar trebuie să ținem cont că ne este foame, că ne este frică, suntem vii. Nu există o soluție în care omul să nu simtă stresul. Eu sunt viu, mi-e frică, mă doare, mă îngrijorez, dar nu ca un necredincios. Ne ducem la specialist. Cine-i specialistul problemelor mele? Dumnezeu. Și în loc să mă fac că n-am o problemă, să mă învăț sau să înghit o substanță mângâietoare, mă duc la doctor. Ce-ar fi dacă nu m-aș duce la doctor că mă doare capul și aș lua mereu antinevralgice? Voi muri, pentru că durerea de cap este semnul că ceva nu merge. Acceptarea problemei, acceptarea suferinței și mersul cu problema noastră, cu grija noastră la Dumnezeu. Grija, când ne ducem la liturghie, zice, toată grija cea lumească să o lepădăm. Nu ne lepădăm de ea în sensul că nu ne pasă. Cum să nu ne pese când nu avem ce mânca? Cum să nu ne pese când nu avem cu ce să plătim lumina? Ne pasă, ne doare, ne este frică, dar o lepădăm la picioarele lui Dumnezeu, la picioarele crucii, și spunem: Doamne, întărește-mă, învață-mă, luminează-mă, ajută-mă pentru asta ce lepăd eu la picioarele Tale. Și atunci vom vedea cum totul se schimbă. Dumnezeu vrea să ne ajute și să ne plătim chiria, dar noi nu-i cerem decât dimineața și seara sau sâmbătă sau duminica sau când eram mici. Nu ne-am mai spovedit de când eram mici, nu ne-am mai împărtășit de când eram mici, nu ne ducem la biserică, nu-i spunem Dumnezeu necazurile noastre și am vrea să fim ajutați. Dumnezeu nu ajută cu forța. Și atunci, la problema stresului, acolo, în stres, zici: Doamne, cum zice Părintele Rafael Noica, care bine, mult bine ne învață,
Doamne, sunt stresat. Sau în loc să cârtim, să zicem, Doamne, de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta? Să zic, de ce mi s-a fi întâmplat lucrul ăsta? Să zic, Doamne, de ce ai îngăduit să mi se întâmple lucrul acesta? E o întrebare foarte înțeleaptă și Dumnezeu te lămurește de ce a îngăduit lucrul acela. Pentru că zice și Părintele Rafael și părinții noștri spun, binele ni se întâmplă cu ajutorul lui Dumnezeu, iar răul cu îngăduința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie răul ca să ne învețe ceva. Dumnezeu îngăduie să ne facem arsură când băgăm degetul în flacără, ca să nu mai băgăm degetul acolo. Nu e pedeapsă, ci atenționare. Primirea durerii, primirea îngrijorării, primirea necazului este o cale de mântuire și va descoperi omul care primește necazul pe care îl are, va descoperi că necazul este ușa, e prag, e trecere. Refuzându-l, devine baltă. Rămânem în el, făcându-ne că nu avem necazul acela și că nu știm ce, sigur că nu știm ce să facem. Dar Dumnezeu știe. Asta aș vrea să priceapă omul nostru chinuit. Avem o viață grea, chinuită. Nu ne schimbă nimeni, ci doar căpătăm putere ca în această viață grea să fim puternici, să avem și bucurie, să ne bucurăm că am trăit și că trăim. Asta e tot. Și Dumnezeu este prezent aici, în ea și ne ajută. Și vă spun, m-am mișcat mult, ce a spus Părintele Rafael la ultima conferință, am ascultat-o de curând pe casetă, este iadul pe pământ acum. Dar să nu uităm că Adam l-a pierdut pe Dumnezeu în rai și l-a regăsit în iad. Deci noi să nu căutăm nu știu ce rai închipuit, nu știu ce lipsă de griji și de necazuri, ci prezența celui care poate să ne scoată din iad. Și este aici și ne scoate. Acum, pe mine, uite, mă scoate în fiecare zi și eu sunt bucuroasă.